Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem în direct cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața, domnule Popescu. Bună dimineața, domnilor. V-am trezit la o oră neplăcută? Da, pentru cât mă culc cam la 1. Da, domnule Popescu. Dar e pentru țară. Mai târziu. E pentru țară, e pentru propășirea țărișoarei noastre. Orice om preferă să mai doarmă un pic. Da. Ați văzut ce se întâmplă. Orice om, da. Da. Orice om este frică. Să se trezească prea devremică. Da. Eu aș vrea să vi-l citez pe consilierul domnului Muguri Sărescu și al PNR, domnul Adrian Vasilescu, care ne-a explicat tuturor celor care nu înțelegeam ce s-a întâmplat de a ajuns doamna Dăncilă angajată pe integrarea României în sistemul euro la BNR. Iată ce spune domnul Adrian Vasilescu, citez, spunând despre doamna Dăncilă. Înainte de a fi prim-ministru, a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcționar european. Cunoaște toate căile din Uniunea Europeană. Acolo cunoaște oameni mai ales din zona verde, ecologiști, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. Și mie mi-a rămas în minte descrierea asta, nu reușesc să... Adică am senzația că vorbim despre persoane diferite. Cum vă explicați, dumneavoastră, această susținere pe care a primit-o doamna Dăncilă din partea Băncii Naționale a României și angajarea ei? Domnule Petreanu, eu am scris ieri un articol, un comentariu în Republica despre această știre care ar putea fi considerat sarcastic, formă extremă acidă a ironiei. Astăzi consider că e prea puțin. Adică trebuie spus într-un astfel de caz, lucrurile trebuie spuse direct și fără umbră de râs, pentru că totuși sarcasmul, ironia sunt forme ale râsului. O rușine națională a fost angajată la Banca Națională. Pentru că asta s-a întâmplat. Doamna în cauză, prezența dânsei în funcția de premier, a fost o rușine națională. În acea funcție, doamna a fost plantată de către domnul Dragnea, care n-a dat socoteală nimănui pentru această opțiune a sa. A pus-o pentru că a putut. Același lucru îl face acum și domnul Isărescu. O pune pe doamna Dăncilă consilier pe problemele integrării în zona euro la Banca Națională pentru că poate. Na? Ce spune domnul Vasilescu, purtătorul de cuvânt al domnului Isărescu, este o aberație. Integrarea în zona euro se decide pe bază de cafea? Pe bază de mese cu ecologiști la care se mănâncă salate? Integrarea în zona euro este decisă de starea economiei din România, a României în interiorul ei. Nu este decisă de ușile deschise sau închise cu cafele sau mese la Bruxelles. România va, cum să spun eu, intri în zona euro atunci când poți, altfel îți spargi capul. Deci nu asta trebuie rezolvat. Cum poate să spună așa ceva? Aranjezi intrarea în euro pe bază de pile, cunoștințe și relații, pentru că asta ne spune domnul Vasilescu, da? Aceea cafea și mese la Bruxelles.
intri în euro atunci când România are nivelul economico-financiar pentru a nu se sfărâma când intră în această zonă. Domnule Popescu, da. Bun, ați zis mai devreme că domnul, că Mugur Isărescu a numit-o pe doamna Dăncilă pentru că poate. Bun, da. În spatele acestei, ce e asta? E o demonstrație de forță? De ce avea nevoie de asta acum? Nu, nu. Nu, bineînțeles că nu. Nu face domnul Isărescu demonstrații gratuite de forță. Domnul Isărescu este... e vechi. Vine din... dinainte de 1989. E o groază de timp acolo. Domnul Pașcu, altă persoană, altă tânără speranță, care a fost numit și dânsul consilier împreună cu doamna Dăncilă, este un fost politruc al lui Ion Iliescu. Domnul Isărescu a fost numit de Ion Iliescu la Banca Națională în 1990. Dânsul a jucat întotdeauna, din punct de vedere politic, a jucat la mai multe capete, că nu se știe niciodată, nu? Mai avem numai un minut, domnul Popescu. De ce mai are nevoie Mugur Isărescu, înainte de pensionare, mai are 2 ani până la pensie, de un astfel de scandal? Păi, întrebați-l pe dânsul. La asta nu am cum să vă răspund eu. Abia așteptăm să-l înghesuim pe undeva, dar Mugur Isărescu știe să e alunecos la astfel de momente. Dar mai e ceva de spus în timpul puțin pe care ne-a rămas. Asta este o încurajare pe față a numirilor pe bază de pile, cunoștințe și relații la nivel național. Deci asta ne transmite Banca Națională acum. Așa se face. Uite, o luăm pe doamna în cauză și o punem ca așa considerăm noi. Am putea, de pildă, să vedem și noi interviul pe care l-a susținut dânsa, pentru că e vorba de un act public. Acolo, nu? E angajată la stat. Da. O să facem o solicitare în baza legii accesului la informații publice, să vedem și noi interviul. Mulțumim de sugestie și pentru intervenție, domnule Popescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.